În Vinerea Mare, un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident de circulație. Din primele cercetări efectuate de polițiști, s-a stabilit că, la data de 30 aprilie, un tânăr de 27 de ani, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Baia Mare-Dej, într-o curbă periculoasă la dreapta, a pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule cap, tractor și remorcă, condus de un bărbat de 55 de ani. În urma impactului a rezultat decesul tânărului și rănirea ușoară a pasagerului acestuia. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea tuturor împrejurărilor care au dus la producerea acestui accident, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sălaj. Potrivit datelor furnizate de ISU-porul ISUM Sălaj, Garda Eleanda a fost solicitată să intervină vineri 30 aprilie la un accident rutier la ieșirea din localitatea Răstoci, eveniment în care au fost implicate un tir și un autoturism, în care se aflau 4 persoane, câte 2 persoane în fiecare autovehicul. Victimele din autoturism au fost încarcerate și s-a acționat pentru descarcerarea lor. La locul accidentului s-a aflat și un echipaj smurd de la Garda Eleanda, dar și un echipaj al ambulanței. Din păcate, după descarcerarea celor 2 persoane, șoferul autoturismului nu prezenta funcții vitale și, cu toate că i-au fost aplicate manevrele de resuscitare, din nefericire nu a răspuns acestor manevre și a fost declarat decedat. Pasagerul din dreapta a fost transportat de către elicopter la UPU Baia Mare.